Bine v-am regăsit! În clipul de astăzi o să vorbim despre pielea uscată. N-am mai făcut de ceva vreme un clip despre îngrijirea tenului, dar am văzut că multe dintre voi vă confruntați, mai ales în perioada asta, cu ten uscat, ceea ce este valabil și pentru mine. Săptămâna viitoare urmează să postez clip despre rutina mea de îngrijire a tenului, deja l-am filmat, însă am zis să vorbesc un pic despre tipul meu de ten și care sunt particularitățile lui, cum se comportă și cum putem să îl ajutăm. În primul rând, nu trebuie confundat tenul uscat, care este un tip de ten de sine stătător, cu tenul deshidratat, care poate fi inclusiv un ten gras. Adică poți să ai tenul gras și în același timp să fie deshidratat. Diferența între cele două este că tenul deshidratat duce lipsă de apă, în timp ce tenul uscat duce lipsă de ulei, de sebum. Pielea nu secretă suficient sebum pentru a se hrăni în mod natural. Din nefericire, pielea uscată este ceva mai sensibilă și se irită și se inflamează mult mai ușor. Eu chiar am avut această problemă săptămâna trecută, abia am reușit acum să scap de ea. Am fost la un party joia trecută și am ajuns acasă pe la 5 dimineața și nu m-am demachiat. Pentru că am folosit un fond de ten care este... Am folosit combinația dintre Fenty și Hello Happy de la Benefit. Hello Happy conține alcool și am lăsat această combinație, și Fenty fiind un fond de ten mat, ceea ce nu e neapărat de dorit pentru un ten uscat, dar o să vorbesc un pic mai încolo și despre partea asta de make-up. Și am lăsat această combinație pe pielea mea foarte multe ore și a doua zi am avut tenul atât de iritat. Porțiunea asta, aici chiar am avut, nu cred că se mai vede acum că s-a cam dus, am avut o porțiune de carne vie. Toată fruntea mea era vraiște, zona asta și ușor bărbia, dar aici porțiunea asta a fost tragedie și a trebuit să iau multe măsuri pentru o readuce cât de cât la normal. Faptul că un ten uscat se ridează mult mai ușor decât unul gras este un mit, cel puțin din sursele pe care le am eu, diferența fiind că ridurile par mult mai evidente pe un ten uscat. Factorii care conduc la acest tip de ten sunt fie intern, cum ar fi cauze hormonale, cauze genetice, dietă, fumat, alcool, chestii de genul ăsta, sau factor extern, cum ar fi clima, aerul condiționat, sau acum iarna, că stăm foarte mult în încăperi unde este căldură, nu știu cum să-i zic, sintetică, căldură nenaturală, gen calorifere și chestii de genul ăsta, și apoi ieșim brusc la frig, la ger, asta afectează, usucă pielea și, bineînțeles, o rutină de îngrijire a tenului nepotrivită. Acum iarna, că stăm foarte mult la căldură din asta care nu e naturală și aerul e foarte uscat, este recomandat să aducem un plus de umezeală în căperi în care stăm. Spre exemplu, sunt umidificatoare, însă metoda mea homemade este ca am un castronel special în care pun apă și îl pun pe calorifer și apa aia se evaporă și ajută cumva ca aerul să fie ceva mai umed. Trecând, ah, și acum văd că am și... Vai, sunt varză. Am și fond de ten pe bune de unde m-am machiat, că ăsta de la Fenty, când se fixează, se fixează, nene. Revenind, să vă trec un pic așa prin principiile, ca să zic așa, de la care pornim atunci când alcătuim o rutină de îngrijire a tenului pentru ten uscat. Pentru curățare, trebuie ales un gel de curățare cât mai blând cu pielea, să nu conțină selese, agenții aia care fac spumă, pentru că usucă și mai rău tenul, să nu conțină, bineînțeles, ingrediente iritante, alcool, parfum, indiferent dacă este parfum sintetic sau parfum natural. Și asta este valabil pentru toate produsele din rutina de îngrijire a tenului. Și e de preferat ca, din punct de vedere al consistenței, să fie ceva mai cremos, ceva mai lăptos. Atunci când ai pielea uscată, ești mult mai tentat să abuzezi de exfolierea mecanică. Pentru că sunt porțiunile alea de piele care se exfoliază, de piele din aia care atârnă, pe care uneori poți să o tragi cu degetele și
se jupuie așa și te gândești că poate o expăliere mecanică ar ajuta să scape de porțiunile alea. Însă în cazul unui ten uscat, care v-am spus că este cu atât mai predispus la inflamare, e de dorit să se evite exfolierea mecanică. Eventual, dacă chiar nu puteți renunța la ea, să alegeți un produs cu particule foarte, foarte fine, care să nu agraveze și mai mult pielea. Eu personal nu recomand exfolierea mecanică cu produse din alea cu particule în ele deloc, adică eu una nu folosesc. Însă puteți folosi fie un burețel din ăla coniac, știți că eu am folosit o perioadă lungă de timp, și să alegeți unul care are textura foarte fină, sau o perie de curățat, dar la fel evitați periile care au capetele alea din perie aia de plastic, alea sunt cele mai agresive cu pielea, și puteți să optați eventual pentru o perie ceva mai moale, eventual din silicon. Eu v-am spus că folosesc în momentul ăsta fără o lună și sunt extraordinar de mulțumită de ea. Inclusiv atunci când vă spălați pe față și ștergeți cu prosopul, evitați să frecați pielea cu prosopul la, chestie de care mă fac și eu vinovată, și mai degrabă să tapotați pielea cu prosop sau eventual cu un șervețel. O chestie pe care am văzut că o fac coreencele, și mai am să vă arăt o tehnică pe care am învățat-o de la ele și pe care o folosesc de câteva zile și este extraordinară, ca atunci după ce se spală pe față să nu șteargă absolut deloc apa de pe ten, ci pur și simplu prin mișcări de tapotare să împingă practic apa înapoi în piele. De asemenea, de evitat apa cu temperaturi extreme, foarte rece sau foarte caldă. Cel puțin eu la atunci când fac duș cu apă foarte fierbinte, imediat se vede imediat îmi reacționează tenul. Revenind un pic la exfolierea, am un clip dedicat despre asta, însă eu una folosesc exfolierea chimică, ceea ce vă recomand și vouă, iar pentru tenul uscat este recomandată exfolierea cu acid de tip AHA, alfa hidroxi. O altă metodă pe care am văzut-o la niște tipe coreene este folosirea unei esențe. Eu am pasta de la Misha care se numește Time Revolution și este Intensive Moist, aplicată de 7 ori pe piele. Da, știu că sună dubios, însă credeți-mă că are efecte absolut wow. Eu v-am spus că folosesc metoda asta de câteva zile. Pur și simplu, după curățarea tenului, se aplică această loțiune, această esență de 7 ori. Aplici o dată, pac, 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 tapotezi pielea, mai aplici o dată, pac, 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 tapotezi pielea, pac, 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 pac. O să vedeți în clipul cu rutina mea de îngrijire a tenului. Însă, înainte de aplicarea serumului și a cremei hidratante, deja tenul este super, super hidratat. Se simte, îți dai seama, în momentul când faci așa la piele, dacă pielea este deshidratată sau uscată, nu prea face așa. Sau puteți să faceți la mână. Dacă ciupiți așa de mână, cred că la gotamista am văzut șmecheria asta, dacă ciupești așa de mână și pielea rămâne în sus sau se aplatizează ceva mai greu, înseamnă că dai piele uscată sau deshidratată. Dacă ciupești și pielea revine la loc, înseamnă că este suficient de hidratată. Așa că vă recomand să încercați această metodă, pentru că în cazul meu chiar funcționează și am văzut că în cazul multora. Dacă nu aveți o esență din asta coreană, puteți folosi un spray hidratant. Eu am aici două. Ăsta este de la Paula's Choice și se numește Refreshing Moisture Mist. Iar ăsta este de la Institut Estetem și se numește Eau Cellulaire. Și puteți să faceți metoda asta cu genul ăsta de produs. Ceea ce vreau să atrag atenția este faptul că știți că atunci când ai tenul uscat sau deshidratat, te ține pielea, pur și simplu te ține, dacă zâmbești așa, pur și simplu ai senzația că scrapă pielea. Și avem tendința, unele dintre noi, să folosim un spray din ăsta deasupra, ca pas final, deasupra întregii rutine de îngrijire a tenului sau deasupra machiajului. Ceea ce vreau să vă spun este că în momentul în care apa din genul ăsta de produs se evaporă, trage odată cu ea și apa din piele și deshidratează și mai mult tenul. Pentru că, așa cum am spus la început, tenul uscat nu secretă suficient sebum, este nevoie ca, în afară de o hidratare temeinică, să și suplimentăm această nevoie de grăsime, de sebum a tenului.
Și din acest motiv, pentru un ten uscat, este ideal adăugarea în rutina de îngrijire a tenului un ulei sau un mix de uleiuri. Și despre asta, de asemenea, am făcut un clip separat în care vorbesc despre uleiuri și tipurile de ten pentru care sunt recomandate. De evitat însă uleiurile esențiale și simple și în produse, ca și ingredient în produse, pentru că au potențial iritant și există riscul să agraveze și mai mult pielea. Dacă e să împart în trei genul de ingrediente care sunt necesare în îngrijirea unui ten uscat, sunt așa, umectanții, și aici este glicerina, urea. Apropo de uree, tenul meu, pielea mea, de fapt reacționează foarte bine la acest ingredient, inclusiv atunci când am leziuni de psoriazis. Acid hialuronic, colagen, acizi alfa-hidroxi, după aceea ingrediente emoliente. Tenul uscat are nevoie de aceste ingrediente emoliente și aici sunt acizii grași, ceramidele și ingrediente oclusive care practic formează un film la suprafața pielii și menține apa în interior și în același timp o protejează pielea și de factorii externi. Măștile sunt salvatoare în cazul unui ten uscat. Dacă atunci când am ten normal sau ten mixt, pentru că cam între tipurile astea de trei de ten mă învârt în ultimii, nu știu să zic, 6-7 ani. Dacă atunci când am tenul mixt sau normal nu pun neapărat foarte mult accent pe folosirea unor măști, atunci când am tenul uscat, folosesc, nu sar peste acest pas, folosesc de 2-3 ori pe săptămână o mască. Și pentru tenul uscat sunt ideale măștile calmante. Și eu am aici pasta de la Kills care conține aloie și mușețel și este absolut senzațională pentru că calmează foarte bine tenul, mai ales atunci când este iritat. Și o mască hidratantă, ideale sunt cele pe care puteți să le lăsați peste noapte și pe alea puteți să le aplicați inclusiv deasupra tuturor produselor pe care le-ați aplicat înainte. Eu am transformat crema Ultra Facial Cream de la Kills în mască hidratantă de față, pentru că are în ea foarte multe ingrediente, are glicerină. Glicerina este al doilea ingredient, are squalein, are uree, are tot felul de uleiuri în ea și ajută foarte mult în cazul unei piei foarte uscate. Astea sunt cele pe care le folosesc eu acum. Mai am câteva și din alea de tip șervețel, însă o să vă arăt mai multe în clipul cu rutina mea de îngrijire a tenului. Legat de make-up, că v-am zis la început că o să vă spun un pic așa și despre asta. De evitat fondurile de ten foarte mate, pentru că alea scot și mai mult în evidență ridurile și porțiunile de uscăciune. Dacă într-adevăr preferați un aspect mat al tenului, înainte trebuie hidratat foarte, foarte, foarte bine și de folosit la fel o cremă care să fie emolientă. Și la fel de evitat și pudra, pudrele matifiante, de fapt, pentru că ale absorb sebumul și usucă și mai rău pielea. Puteți să alegeți o pudră, eu prefer pudrele pulbere, pentru că alea mi se par mult mai fine și nu îngreunează absolut deloc pielea și nu sunt neapărat targetate pentru matifierea tenului. Și bineînțeles să nu uităm de protecția solară zilnică pe tot parcursul anului, 24 din 24, dar noaptea nu e nevoie de protecție solară. Da, pentru că soarele, încă din primul minut de expunere la soare, distruge bariera de protecție a pielii și după aceea să o refaci este foarte, foarte dificil, așa că mai bine previi decât să tratezi. Apropo, eu sunt extraordinar de mulțumită de cum mi s-au deschis petele astea solare de aici, de la alfa-arbutină și de la retinol, dar alfa-arbutina este... Sunt, pur și simplu, nu-mi vine să cred că nu s-au vindecat de tot, nu au trecut de tot. Oricum nici nu aș putea să sper că ar putea trece doar așa din rutina de îngrijire a tenului, ci cred că mai degrabă dacă aș face un peeling chimic și acum iarna este momentul ideal dacă vă doriți să faceți peelinguri chimice sau, nu știu, laser, tratamente de genul ăsta. Dar asta este altă discuție. Și o să mă opresc aici.
Sper din suflet ca informațiile pe care vi le-am oferit astăzi să vă fie de ajutor. Nu uitați să verificați din mai multe surse, să vă documentați din surse de încredere. Dacă aveți orice fel de întrebări pentru mine, vă rog, lăsați-mi-le în comentarii și dacă vă pot răspunde la ele, o să o fac cu drag. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Dacă v-a plăcut clipul, dați-i like, abonați-vă dacă vă face plăcere și ne reauzim curând cu un nou clip. Vă pup, numai bine! Pa!